Deși 2023 a fost un an greu pentru oamenii de afaceri, 80% dintre companii au avut creșteri salariale anul acesta. Unii au mărit salariile, alții au oferit doar beneficii, dar bugetul pentru aceste măsuri a fost cu 58% mai mare în acest an, comparativ cu anul trecut. Și dacă ne uităm la previziunile pentru 2024, 43% dintre companii spun că se gândesc la măriri salariale sau la anumite beneficii, 40% dintre firme spun că vor acorda măriri salariale la toți angajații, în timp ce 38% spun că plănuiesc să crească salariile pentru jumătate dintre angajați în funcție de performanțele individuale. Lista aceasta de forță de muncă calificată s-a obligat majoritatea companiilor să se uite cu mai mare atenție la angajații care deja sunt dedicați și sunt vitale organizațiilor. Drept urmare, au încercat să-i țină pe loc, pentru că migrarea acestora de la o companie la alta se face foarte ușor. Pe de altă parte, inflația care care a dus la creșterea prețurilor, creșterea costului vieții în general, a obligat companiile să păstreze ritmul, altfel riscau să-și pierdă toți angajații buni. Pe de altă parte, își permit să facă lucrul ăsta pentru că în ultimii ani, după zona aceea în care a fost blocat un pic de COVID, au reușit să facă puțină curățenie și să încarce totuși în același timp foarte mult cu sarcini pe angajații care deja erau foarte buni. Drept urmare, renunțând la o parte dintre angajați, încărcându-i pe cei mai buni, au reușit să facă, dacă vă uitați foarte bine, mai multe economii decât să-și crească bugetele de salarii, exploatându-i mai mult pe cei care pot și, bineînțeles, crescând salariul, nu chiar în aceeași măsură cu cât i-au încărcat cu sarcini.